Multă voie bună ieri seară la sediul organizației PNL Malu, sau Casa Șoavă, cum este cunoscut de localnici. Liberalii din comună au oferit consătencelor lor o petrecere ocazionată de Ziua Internațională a Femeii, prilej cu care au fost transmise și urările cuvenite. Femeia este sărbătorită în această zi și părerea mea este că nu trebuie să lipsească bărbații, deoarece alături de ei putem deveni mame și putem fi fericite. În această zi, femeia este ridicată pe pedestalul unei regine, în care îi se oferă o floare, un respect de mulțumire, atât de la soț, iubit, copii, rude și chiar colegi. Un gânditor francez spunea că femeia reprezintă cea mai frumoasă jumătate a lumii. Deci și eu am tot respectul pentru toate mamele din lume și pentru toate femeile și le doresc multă sănătate și la mulți ani cu această zi. Ne bucurăm că sunteți prezenți printre noi ca întotdeauna și mai cu seamă de ziua noastră, a tuturor celor ce aparțin sexului frumos. După cum constatați, voia bună este la ea acasă și cu acest prilej vă adresăm tuturor sărbătoritelor un călduros la mulți ani, sănătate și fericire. Femeia este pentru noi lucru aproape cel mai important din viață. Femeia este cea care dă viață mai departe, femeia este cea care ține căsnicia, care ține casa, femeia este femeia de succes, femeia de carieră și ne bucurăm că în această seară să le avem printre noi pe unele dintre femeile din comuna noastră. Ne pare rău că nu am putut să primim toate femeile din comuna noastră, dar din cauza spațiului restrâns am recurs la numai un anumit număr de femei, și anume cele care au fost chemate de către Organizația de Femei a Organizației Partidului Național Liberal a Comunei Malu. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, dorim tuturor femeilor din Comuna Malu, precum și celorlalte de pretutindeni, un călduros la mulți ani și numai bine!